consilierii caracaleni au votat astăzi propunerea socialdemocraților privind numirea lui Dan Valentin Ionescu în funcția de viceprimar. Aceasta a rămas vacantă după ce prefectul Angela Nicolae l-a demis pe Octavian Stănescu, socialdemocratul căruia i-a fost retras sprijinul politic. Dan Valentin Ionescu este consilier local din anul 2016. În trecut a deținut funcția de director adjunct al SCI Goesa. Alte schimbări în legislativul local au vizat alegerea socialdemocraților Radu Marian Ilin, Alexandru Bușică și Iulian Inel în funcțiile de consilier local. Fosta învățătoare din Spineni, Aurora Rădulescu, a fost până de curând cel mai vârstnic locuitor al județului Olt. Femeia care împlinise în primăvară vârsta de 107 ani a trecut în neființă din cauze naturale. Locuitorii din Spineni au doar cuvinte de apreciere la adresa celei care a modelat zeci de generații și a constituit pentru toți un model. În ciuda vârstei înaintate, fostul dascăl a fost conștient până în ultima clipă de viață. Administrația slătineană vrea să mai construiască o parcare supraetajată. În acest sens, a solicitat Consiliului Județean să pună la dispoziție terenul și unele anexe din vecinătatea creșei numărul 4. Transferul a fost aprobat în cadrul ședinței ordinare de ieri, cu condiția ca municipalitatea să delimiteze zona primită de cea care a rămas în patrimoniul Consiliului Județean. Primăria Slatina intenționează să construiască aici o parcare de peste 3.000 de metri pătrați. Tigrii platanului au ajuns și la Slatina. Insectele mici sunt din ce în ce mai numeroase și mai agresive. Autoritățile susțin că nu le pot stârpi pentru că substanțele utilizate împotriva țânțarilor nu le afectează. Medicii atrag atenția că tigrii platanului sunt periculoși, îi transmitând diverse boli. În situația municipiului Slatina se află mai toate localitățile din Oltenia, ca urmare a temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă, care favorizează înmulțirea acestor insecte. Începând cu 1 septembrie, veniturile pensionarilor vor crește cu 15% ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Ministrul Muncii a anunțat că au fost tipărite noile cupoane și că de luni ele vor fi transmise în teritoriu, de aici urmând să ajungă la pensionari. Acesta a mai susținut că banii vor ajunge la vârstnici la datele cunoscute. Tot de la 1 septembrie se modifică și pensia socială. Aceasta va crește de la 640 de lei la 704 lei. La nivel județean, 109.000 de olteni vor beneficia de mărirea punctului de pensie, iar aproape 35.500 de vârstnici olteni vor primi pensia socială modificată.